Slujba oficiată de episcopul vicar Gheorghe Brădățeanu, de consilierul economic preotul Cătălin Axinte și de un sobor de preoți i-a adunat pe credincioși ortodoxi la Biserica Sfânta Vineri, patronată de Sfânta Cuvioasă Parascheva, sfânta pe care credința strămoșească a numit-o mult folositoare și ale cărei moaște se află la Catedrala Metropolitană din Iași, a primit rugăciunile zecilor de credincioși care i-au împodobit icoana cu flori.